Bun găsit, prieteni, în perioada aceasta când fiecare suntem retrași în locuințele noastre, în locșorul nostru, unii mai izolați decât alții. Aș vrea să vă vorbesc despre carantina cea mai plăcută, și anume viața în mijlocul naturii. Carantină în ghilimele. Cred că mai mult ca oricând în această perioadă prețuim cu toții ce înseamnă libertatea și liniștea. Când vin vremuri tulburi, învățăm că liniștea e foarte prețioasă. Când ești restrâns cumva, înveți că libertatea este extraordinar de valoroasă. Cât de prețioasă este pentru tine liniștea? E una din întrebările pe care ar trebui să ni le punem și la care să găsim răspuns pentru viața noastră. Cât de liniștit vrei să trăiești? Cât valorează pentru tine și cât ești dispus să plătești pentru ea? Dar libertatea de acțiune? Încă de mic am avut o revelație, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta, vedeam păsările cum sunt atât de libere și zbor, nu e vorba de cele în colivie care trăiesc vai de capul lor, vedeam păsările care cântă fericite și zboară și n-au patron și nu sunt cu program, din contră libertatea lor era ceva încântător și le vedeam atât de fericite. Și mi-am zis încă de mic să știi că vreau să fiu liber ca pasărea. Liber ca pasărea însemnând că vreau să-mi trăiesc viața fără să am nu știu câte încorsetări. Nu vreau să-mi facă altcineva programul pe cât posibil. Doar Dumnezeu să poată să mă cheme sau să mă folosească atunci când vrea și eu să pot să fiu liber să fac lucrul acesta. Vreau să-mi aranjez viața cum doresc în funcție de valorile mele și să nu fiu restrâns. Și bineînțeles, acest lucru am fost dispus să plătesc pentru el, numai ca să fiu liber ca pasărea. În perioada aceasta, mai mult ca oricând poate, ne dăm seama ce avantaj extraordinar este să locuiești în mijlocul naturii încântătoare. Desigur, n-am mai plecat pe la oraș, Deva e cel mai aproape oraș, la vreo 35 de kilometri de noi. N-am mai fost de foarte, foarte mult timp și nu am nevoie să merg. În realitate, închis aici înseamnă închis înconjurat de hectare de teren, de pajiști, de păduri frumoase, cu primul vecin undeva la vreo 400 de metri mai jos, cameramanul. Da? Înconjurat de arbuști, în plină primăvară, pomii stau gata să-i rupă, forstiția a început să înflorească, văd undeva mai încolo, cireșul de tufă, un cireș chinezesc, se pregătesc cireșii să înflorească, perii să înflorească, coacăzul și mulți alți arbuști, mioștea de asemenea. Suntem în plină treabă. Vorba vine că suntem închiși aici, pentru că în realitate suntem închiși pe un domeniu de hectare, înconjurați de cântecul de păsărele, cu primăvara extraordinar de frumoasă, dacă n-am fi conectați la mass media, nici n-am ști ce se petrece și am fi atât de liniștiți încât totul ar decurge foarte, foarte normal. Desigur, compătimesc pe cei care trec prin suferință și nu-mi imaginez viața ca să nu fiu de folos, dar în același timp nici nu pot să îmi trăiesc viața într-un stres și tracasat și văd atât de mult avantajele extraordinare ale unei vieți liniștite trăite în mijlocul naturii. Mă bucur atât de mult, de atât de fericit în mijlocul cadrelor naturale. Peisajul se schimbă de la zi la zi. În același timp mă gândesc ce ar fi fost de mine să stau închis într-un apartament, într-o cușcă de beton, câțiva metri, izolat acolo. Cred că oamenii încep să intre în depresie, îți vine nebunie. Stând atâta timp închis acolo, în același timp văd ce înseamnă libertatea de acțiune. Orașul oferă doar o presupusă libertate, în realitate este o formă de înrobire. În realitate oamenii, chiar dacă au bani, nu au nimic. De ce? Pentru că, uite, într-un timp de criză, în realitate ești închis acolo. Dacă nu ți se aduce mâncare și magazine, n-ar mai avea mâncare, ai murit de foame. Dacă apa s-ar opri, de asemenea, ai murit de foame. Dacă n-ai avea bani să plătești facturile, de asemenea,
ai fi dat afară, nu știu ce s-ar întâmpla cu tine. În realitate, oamenii sunt extrem de înrobiți, un sistem care îi face foarte, foarte dependenți și la un timp, într-un timp critic, îi face, pur și simplu, îi devastează, îi lasă cu totul descoperiți. Pe când aici, mulțumim lui Dumnezeu, au apărut urzicile, o tarlă de urzici avem, oriunde s-a pus puțin gunoi, au apărut și ele, pe la toți arbuștii, pe la rădăcină găsim urzici. Leurda din belșug, păpădie, ștevia care a apărut singură, măcrișul, acestea sunt numai buruienile, să le zicem, care fără să migălești la ele, să muncești, apar și poți trăi cu ele. Nu mai zicem că acum suntem ocupați, am pus ceapa, usturoiul, să udăm, să repicăm roșiile, o grămadă de alte lucruri, ocupații care îți consumă într-un mod plăcut și util timpul. Sunt atât de bucuros că locuiesc în mijlocul naturii și privesc așa cu îngrijorare la oamenii care sunt atât de disperați, închiși în orașe acolo, orașe care se închid în totalitate, închiși în apartamente, n-au voie să iese pe străzi. Aici am hectare de teren și pădurea lângă mine, pur și simplu n-am nicio îngrădire. E o carantină naturală, plăcută, frumoasă. Desigur, cred că mulți se vor gândi după această scuturătură, criză, probabil unii se și gândesc, m-au telefonat destul de mulți, să-și caute o proprietate, un loc retras, ceea ce este ideal, ceea ce e înțelept, ceea ce este dumnezeesc. Dumnezeu ne-a dat de mult timp solia, ieșiți afară din orașe. Sper cu ajutorul lui Dumnezeu ca după acest timp critic să fie o gură de aer, foarte puțin timp de relaxare în care cei care vor să mai iasă, cei care vor să facă o mișcare să poată să facă. Ceea ce îi avertizez cu toată inima este că timpul va fi foarte scurt. Cred că după un timp de puțină relaxare va fi ceva și mai rău, ceva mult mai zguduitor. De aceea ar trebui să ne preocupe găsirea unui loc liniștit în mijlocul naturii, unde să ai libertate și liniște în timpurile acestea dificile. Desigur, sunt necesare cunoștințe de agricultură, cunoștințe de grădinărit. E nevoie să-ți faci o bază, o structură, să cultivi arbuști care rodesc destul de repede și destul de abundent. Amintesc cătina, amintesc aronia, amintesc coacăzele negre, roșii, albe. De asemenea, se poate pune goji, se poate pune zmeură, sunt o grămadă de tipuri de zmeură, căpșuni și așa mai departe. În același timp, pom fructifer, deși pomii necesită ani ca să poată să-ți producă, dar arbuștii produc destul de repede. Un sol rel, să ai apă prin cădere, un izvor bun, este grozav, să ai pădurea lângă tine, pe cât posibil încorporată în locul tău, să ai vecini destul de departe, măcar câteva sute de metri, și este un lux pentru timpul de față, așa cum spune inspirata scriitoare Ellen White, cei care posedă o bucată de teren în astfel de vremuri pot să fie considerați regi și regine. De aceea, prieteni, mă bucur de carantina naturală în care sunt, muncesc cu drag în fiecare zi, mă plimb pe aici, lucrăm și apreciem din toată inima ce înseamnă să stai în mijlocul naturii. N-am fi știut să facem lucrul acesta dacă Dumnezeu nu ne-ar fi spus, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi avertizat, de aceea sunt recunoscător solilor pe care Dumnezeu ni le-a trimis la timpul potrivit și îndemn pe toți cei care ascultă această prezentare să se roage, să fie călăuzit de Dumnezeu și să-ți găsească un astfel de loc cât mai este posibil. Dumnezeu să vă binecuvinteze, multă sănătate și tot ajutorul Domnului. La revedere!